șarpele! Șarpele, mă, fugi! Salut, mă, sacalilor, ce faceți? Frumoșii mei, am devenit cheliuță pentru a nu știu câta oară. Să-mi spuneți dacă vă place freza mea în comentarii. Ia uite aici, păr, nu aici, nu, adică cum fac, așa rămâne, știi? Odată cu vârsta e mai bine să ne chelim în cap, adică aproape fac 21 de ani. Să o luăm, să fim sinceri, acum gata, am chelivere, nu mai e, o pus Dumnezeu pe picioare, pe cap, nu o lăsa deloc. Astăzi, dragii mei, o să ne uităm la oameni cretini. La oameni cretini, uităm la oameni cretini, poate tu ai fost cretin în viața ta și eu am fost cretin în viața mea. De 8 ani de zile mă fac de râs pe YouTube, adică e ok. Vă îndemn să dați un like la acest episod unde o să murim de râs, nu o să mai putem de râs. Și dacă aveți canalul de gaming în descriere, facem 200.000 de abonați acolo. Hai acolo, bă, că e nebunie acolo, bă. Deci dacă fac așa, bă, și m-am transportat aici și voi vedeți în stânga sau în dreapta mea imaginea asta, bă, ce puteți să zic când vedeți exact momentul ăsta, bă? Moment în care îți dai seama cât de cretină eu, bă. Mă așez așa un pic mai comod, că sigur o sunt, adică nici nu vreau să-mi dați, ia, sincer. Hai de capul meu, hai de capul meu, ce prost, hai de capul meu, hai s-o rupt în două, pasă la mere. Bă, voi ați observat cât de fin o da cu capul, adică să nu cumva să dea mai tare cu capul, știi, eu prefera să rupă patul. Bă, dar omul s-o dat așa ca și cum știa, bă, cât dă cu capul, știi, adică omul știe că e prost, bă, dar tot face, bă. Uite încă o dată, ia, hop, alio, ce-am făcut, vere, m-am dus, mama mea omoare, mama a rupt patul, am rupt șlapii, gata, s-o terminat. Apropo, bă, vreau să-mi spuneți cea mai cretină întâmplare pe care ați avut-o sau tâmpită sau așa, eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Următorul videoclip. Așa. Presupun, zici în descriere că a vrut să-și tatueze pistrui. Ia să vedem cam cum a ieșit. La fata aia arată ok pistrui. Ok. Hai de capul meu. Hai de capul meu, bă. Trebuie să pun pauză la sfârșit, bă. Deci uitați-vă la fata asta, bă. Uitați-vă la fata asta. Hai de capul meu, hai de capul meu, doamne ferește, eu nu vreau să zic vreun cuvânt, dar zici că are ciumă, doamne ferește, adică nu, bă, doamne, bă, doamne ferește. Mamă, zici că are cărăbuși de aia de mai pe față, a jurat să mor, eu, uite cât de puncte are, bă, să mor. Hai de capul meu, ce-am zis, fii de Dalmația, mă, ce să mai încolo încoace, vere. Bă, da, îți faci mai micuți, băi, mai întins un pic, știi că pistolul nu-ți neapărat rău, tu mai întins așa, mai pui și pe la aici, așa pe năsuc, așa ești, bom, așa o pui direct, știi? Deci uitați, cam așa ar trebui să faci că pistruii, stai așa, cam așa, deci cam așa ar fi pistruii, da, cam ăștia ar fi pistruii, hai că nu focalizează camera. Ia uite-l vere, ia uite-l vere pe ăsta, ia uite-l așa și o să vă dați așa și fii atent și așa și-o făcut ea pistruii, să mă arătate, că nu și-a făcut găuri în față cu pixul vere. Ia uite pistruii aici, vere, nu am pistruii aici, ce e aici? Ăsta ce că vrea să-și facă ceva mic dejun, vere, mamă, ce ciudat mă simt aici cu pistruii pe mână, ceva mic dejun, da? Hai să vedem ce vrea să fac oare. A, să aspiri piperul, pentru că a dat prea mult. E normal să vrei să aspiri piperul, frate. Dar să nu... Hai de capul meu, bă, n-am apucat, mă, să zic, mă, da. Să n-aspiri ouă, am vrut să zic. Ia uite-l pe ăsta, mere. Ia uite cum s-a dus ouă, ia uite, hop, ia, hop, hai de capul meu. O luat ouă în aspirator, când deschizi acolo la filtru, e omletă deja, ce să mai mere, prost, mănâncă pe aia să ne lavați omletă acolo, dacă nu. Tu-ți dai seama, bă, să stai așa la masă, dar asta e normal, vrei să-ți pui piper și zici, aaa, și-ai scăpat prea mult, zici, aoleu, am scăpat prea mult, oare ce fac acum? Varianta A, pur și simplu, trag ouă de acolo și-l mănânc. Varianta B, îndepărtez cu o furculiță piperul. Sau varianta C, mă duc până în sufragerie, deschid cutia aspiratorului, iau aspiratorul, montez aspiratorul, bag în priză în sufragerie, pentru că în bucătărie n-am priză, vin cu aspiratorul în bucătărie și aspir piperul de lângă ou. Da, mi se pare genial. Eu prost, eu v-am să dau așa, știi, cu furculița. Nu, mă duc cu aspiratorul, mere. Ne întreabă aici, ați avut experiențe similare? Ia să vedem ce, despre ce e vorba. De ai să moară Tatiana, verișorule. Vai, vai, au, au. Aoleo, au, 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 au. Ușor, ușor. Aaaa, e capul meu, e. Bă, dacă n-aveți pe... Ia uite-l ăsta, ăsta cu BMW-ul, știi? Știi că și l-a cumpărat el, mere. Știi? Ia uite-l. Ai, bă, ești prost. Ți se rupe mașina în două, vere. Bă, cretin, bă, dar încetiniți, bă, dar vezi, zici că-i București. Ia uite-l, hai să moară, tatea, nu mai pot. Deci dacă la 18 am vrut să dați de permis, să-mi ziceți în comentarii că vă povestesc eu una acum. Vere, știi cum e asta când e o groapă cu mașina? Bă, deci dacă pici bacul, bă, deci dacă te părăsesc ai tăi, deci dacă n-ai ce mânca, deci astea, deci nimic asta, vere. Bă, să nebunească, verișorii, dacă nu, bă, atunci, bă, când e o groapă cu mașina. Ai, ți se rupe inima în două, vere. Deci conduci, da, tu conduci acum, știi, conduci asta, știi cum ai luat groapa, știi, vere. Efectiv, uite așa, efectiv, te uiți așa, știi. Thank you.
Bă, se declanșează în tine, bă, un sentiment. Bă, zici că ai dat tu cu capul, bă, zici că ți-ai rupt tu mâna. Deci efectiv așa, nu zici că o lua cauciuc, zici că tot te știi, tot, tu. Asta e groaznic dacă e mașina părinților tăi, pe care la 18 ani o conduci tu. Dar știi ce e mai groaznic? Dacă e mașina ta, bă, dacă ți-o cumpe, bă, verișorule, bă, nu. Adică aveam și o grijă de mașina lui mama, știi, când atunci când am făcut 18 ani, știi, bă, groaznic, bă, mașinuța, știi, bă, trebuie așa, bă, vere, dacă, bă, cu golfulețul, vai, 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 vai. Bă, când am luat eu golfulețul, vai, bă, știi cum speed bumper-urile alea, știi, din cetinit, vere, știi cum? Eu nu le iau, adică eu așa, eu pun, opresc mașina pe loc, o dau pe, o opresc și opresc. După care bag antea, hop, și trecem așa ușor de luțu, că nu, adică eu am, știi. Ia, dă-i cu următor. Ia, mamă, nu pot să cred că o, mamă, nu pot să cred că o doamnă. Nu! Bă, 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 nu cred că, veni, veni, tsunami, tsunami, leu, tsunami, verișorule. Uai, de capul meu, verișorule, ce i-au făcut aia să nebunească, verișorii, dacă nu. E cretin cum ar veni, că cu siguranță ceva ați pățit să fii stropit de o mașină. Și eu am pățit, și nu că una. După ce m-a trăpit la, cred că erau doi prieteni, cum a mai venit unul în spate și m-a făcut și mai flash. Adică așa se întâmplă. Ia să vedem cum pune fetița asta, așa ce... N-am înțeles. Ok. S-o gândi și femeia asta. S-o gândi la maxim, s-o gândi la maxim. A, uite, o zis, o las pe fica mea. O, hai, hai, pune tu, hai tu, Măriuca, mă, pune tu acolo, știi, pe, pune acolo un pic pe înghețată, să avem, da, un pic, da? Un pic, mămica, că dacă pui mult e rău, nu-i bun la gust, da? Să pui un pic, da? Un pic, Măriuca, da? Ia uite-o pe fica asta, da, mami, pun un pic, uite, hop, ia uite, așa o pus, Măriuca, să mă, dacă nu așa. Da, mami, ia uite, pun un pic, 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 un. Foarte tare. Wow, ia uitați ce peștișor. Ia, uite, cred că... Bă, cred că un pic inundație, știi cum ar veni? Adică să juca cu peștișorul, știi? Am crezut că e o piscinucă, e o ceva, știi? Dar aparent au venit mare tsunami în... Qinghang Yohan Zhiyang Trong. Ia, pe asta n-o simt bine. N-o simt bine. Aoleo. Ăla cu BMW-ul be like. Aoleo, 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 aoleo. S-a dus BMW-ul, ai de capul meu, ferească Sfântul Dumnezeu. Lăsați-vă mașină în parcare. Uite ăsta măcar, îl vedeți, bă, pe ăsta de aici din colț, ăsta măcar și-o tras mașina înapoi, bă. Ăsta și-o luat-o din banii lui, bă, o tras înapoi, bă. Ăștia nu, loc de parcare, premium, las mașina în parcare. Ia uite, se prăbușește Muntele Rasmul, direct pe voi, s-a dus. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Sunt curios ce se întâmplă, să nu mă sperii. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Are un liliac în WC? What the fuck? De ce are un liliac în WC? Și de ce vorbești în șoaptă? Uite liliacul, memre, bă, cât au liliacul, vere? O să ai, bă, un liliac în WC, vere, să te ridici tu WC-ul, să faci un pipi, știi cum ar veni ai liliacul acolo, ce ai făcut? Să iau cumva liliacul să-l eliberez ca să nu mai stea în WC-ul, să se nece, să moară? Nu! Mai bine filmez un TikTok! Sincer, nu? De ce le-am spune prietenilor mei că am avut un iliac în WC-ul cu posibilitatea de a nu mă crede când pot să filmez, să fac un TikTok care o să facă 373.000,4 apreciat. E ok, e mult mai... Nu, sincer. În 2021 tot e normal, bă. Hai cu următorul, bă. Ia să vedem ce e aici, ce se întâmplă aici. Ia. Ce Dumnezeu e ăla? Nu stai că nu-mi dau seama. De ce ai momeală de pești cum ar veni? A, ia uite, dă mâncărică la pești. Foarte tare. Vere, 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 la nu și-o dat seama că e un șarpe. S-a dădea la pești cum ar veni și acolo erau pești. Dă-i uite pe, uite pe șarpele, ia uite șarpele, șarpele, mă, fugi. Hai de capul meu. Îți dai seama pești acolo, miam, 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 și șarpele și mare se avem aici, miam, 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 ia să vedem, se mi-a dus seful. Dacă ai frică de apă, hop, ai mai adăugat un apelin să știi că acum chiar nu mai intri în apă, vere, adică să-ți mai vine și șarpele la picior, clar nu mai intri. Ia uite ce colorit frumos are apa asta, bă, vere, uite, dorul de mare, bă, hai, ce, aici chiar ce se poate întâmpla. Un mare val. Băieți, cred că o să, mamă, mă! Bă! Bă, stai așa că nu-i de... Bă, fără Caterinca acum, vere. Vere, a murit ăsta, vere, să moară Tatiana dacă nu se plângă, vere. Ai fucked up. Băi, verișorile, uite pe ăștia, deci erau una aici care stătea aparent în spa... What the fuck, de ce stătea spagat? Ia uite, mai era unul aici, ăsta de pe stâncă și ăsta, dar deci să vedem de câți au mai rămas din patru, frate. Deci clar aia trei s-au dus, aia au ieșit din așa și mai e ăsta de aici și cu ăsta, ia uite-l pe ăsta. Ăsta au rămas și l-au luat pe ăsta, vere, ia uite, l-au luat, aia au rămas acolo, l-au dus. Lua de la Poseidon, s-a terminat. Na, dacă ești cretin, ce să faci? Doamne ajută, s-a dus.
Na, poate l-o dat cu capul de stâncă, l-o învârtit un pic pe acolo, i-a făcut ciupacabra, știi, și gata, l-o trimis înapoi. Dacă aveai frică de apă și după aia ai văzut și șarpele și acum ai frică, și mai mare de apă, hop, bifat. Să vă zic sincer, mie mi-e frică de apă, adică nu că mi-e frică, mi-e de asta, să nu fie apă... N-am probleme, dar să nu fie apă mare de asta, bă, cu apă, cu chestii în larg, știi? Adică, nu știu, dacă sunt la un bazin și piscină și not singur, n-am nicio problemă, verde, dar să nu fie jocuri de alea proaste, știi? Să mergi cu prietenii la mare și te bagi așa cu capul în apă și te țin acolo, știi? Că eu poate aș putea să-mi țin respirația, verde, dar aș muri că îți claustrofob, știi ce? Acolo aș muri, știi? Și în concluzie... Aș muri. Și că verișoara lui asta care filmează, o rugat-o pe asta de aici care era pe perole, știi, să fac o schemă dacă tot livrează mâncarea pe role. Și asta aparent cred că s-o dus și având. Oare? Ia, bere, arată-le schema aia, uite, hop, ia, ce zic? Plankton, ia, plankton. Ia uite, planktonul, plankton, hop. S-o dus, s-o spart asfaltul, o rupt acolo tot, o tot. Dacă era în România făcea groapă, deci nu, acolo măcar în America știi mai pună aia un asfalt mai bun așa, dar în România făcea crater, ce să mai... Ziua cuiva la mulți ani, Doamne ajută, ce poate se întâmple? Oh, uite, o suflat. Hai de capul meu. Verișorul, cred că o ars un pic. Aoleu, ia uite-l, uite-l aici. Wow, 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 wow. Și totul s-a dus asta. Ia uite aici, tortul i-a ars asta. O ars la mulți ani. Arde, uite cum arde. De ce nu are cum să ne vedea asta. Ia și ultimul, cred că putem să ne dăm seama ce se întâmplă. O vreau să-și facă bretonul singură. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Wow, 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 wow. Și s-a dus. E clasă. Hai de capul meu. Nu înțeleg de ce toți oamenii care își taie bretonul și la adună, vere, gen, de ce nu, efectiv trebuie să-l dai cu apă, știi, pe tot așa, să-l întinzi, tu poți să-l tai așa, vere, nu înțeleg de ce la adună, așa că normal că iese câș. Și acolo cam ăștia au fost oamenii cretini de astăzi, găsim în fiecare zi, bineînțeles, dar dacă aveți clipuri de genul și vreți așa, puteți să mă urmăriți pe Instagram și să-mi dați acolo link, frate, știi, că mă uit la toate. Ce pot să vă rog și să vă zic e să nu faci, adică măcar dacă sunteți cretini, să fiți, dar fără să vă filmeze cineva, că după o să ajungeți să reacționez la voi, știi, să zic, mamă, ce cretin e el. Cam ăsta au fost clipuri, vedem pe canalul secundar de Minecraft, Sniculeț, facem 200.000, un follow pe Instagram la Sniculeț, bineînțeles, tot Sniculeț. Veți apă multă, facem spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat!